dragostei. Alexandra, tu ce ai primit? Luăm și băieții la rând. Cu Gabi. Eu am primit un mesaj foarte frumos în dimineața asta, de fapt frumos, de la o fată, cum că ar trebui să-i dau o șansă lui Akebono. Pentru că el este un băiat foarte... Nu știu cum să spun. Nu mai știu exact cuvântul pe care ea l-a folosit. Asta ar fi bombă emisiei. Așa. Mi-a spus că o să... Explodează toate timpul. Nu, o să-mi ia apărarea tot timpul și o să mă apere și o să mă protejeze și că ar trebui să-i dau o șansă. De ce zâmbește? Vai! Că m-a amuzat foarte tare, acel mesaj. A fost episodul de ieri asta. În rest, cu Nicol. S-a uitat la familia. Deci, n-ai primit și cu niciun alt concurent până acum mai mult, așa, excesiv? Nu, tu și cu Akebono, atât. Bine, hai, următoarea fată, sunt curios pe bune. Nicol! Da! Aici vorbește Andrada. Camera pe mine. Așa, bun, așa da, așa-mi place. Așa da, așa? Zi Davide, zi Davide, zi Davide. Da, atacă, am primit mesaje și cu, deci, despre David și cu tine și cu Paul. Dar cel mai mult cu cine? Da, eu am uitat după aia după listă, mai era și George pe acolo. Vezi, mă, David. Bă, da, cu mine nu se poate. Dar mi-a fost frică de Mona, să zic. Hai, următoarea fată, Mădălina. Da? Tu cu cine ai primit cel mai multe asocieri? Cu tine, asocieri? Ți-am zis ieri. A, cu mine? Da. Am crezut că s-a mai schimbat de ieri. Da, și cu Cristi. Singura a rămas, mi se pare că Mona. Bă, dar pe mine nu m-a menționat niciuna. Ți-am zis eu că erai pe locul 3. Mă, dar pe Adriana tu-i da, dat. Nu, a, și Adriana, George. Adriana, tu cu și cine ai primit? Dar erau... I-am primit cu Paul și cu tine. Cu Paul și cu tine? Da, cu Nicos. A, cu mine. Am înțeles, am primit cu Paul și cu... S-a întrebat eu și pe Mona, ce dacă e în relație cu George, nu poate să spună puțin, și ea? Că eram și eu la rând. Hai. Ați pus toate fetele în afară de Mona, dacă vrea să zică și ea? Bine, să zică și ea. N-am citit mesajele. Mă urât pentru susținere. Foarte urât. Foarte urât. N-am citit, dar din ce am citit, toată lumea mi-a spus că mă potrivesc foarte bine cu George. Nu cred treaba asta. Hai să începem. Hai să începem și cu băieții, Paule. Hai. Da, mă, dar cu alte, ia spune. Eu am spus cele mai multe asocieri. Ia spune, tu o vezi pe Mona cu altcineva, Paul? Eu am primit cu Adriana, că am văzut că m-am și sentat cu ea și am primit și mesaje să fac cu ea, cu Mădălina, Mariana, dar și cu Alexandra. Cel mai mult cu Adriana. Cristi. Mădălina. Și cu Adriana, Mariana. Cred că cu alții. George. Mona și Mariana. Așa. Akebono. Mona și Alexandra. David? La mine, Andrada, Mădălina și Mariana. Ai zis mie, mă? Nici măcar nu ținând. Am zis că am primit către Andrada, Mădălina și Mariana. Ascult de amândoi să nu fiți. Nu vorbeam cu tine, vorbeam cu Mona. Statici. Ea vrea să-l țină pe Akebono acolo, gen așa. Deci fii atentă, la mine nu ascult, dar Akebono ascult, nu? Păi ce am ascult, dacă n-am înțeles? Dacă dă genul ăsta, bă, băiatul. Ce e cu ele? Da, ieri ei sunt ca împreună și tu înțelegi. Ai cum mai tari la rici pe Akebono și te duci. Dar ce te referi, că nu înțeleg? Am spus, eu am drada. Aolo! Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Vorbește să faci și tu un pic, dacă vorbim toate oricum nu o să ne înțelegem. Nu vreau. Am spus că poate să-mi spună mie tată de acum și... George a luat foc din... Nu știu de ce motiv. Iar eu am spus că n-ai cum să fii tată pentru că are deja unul. Voi nu știu ce ați înțeles. Ce are grijă? Ce tată, mă? N-am auzit. N-ați înțeles, n-ați auzit. Am spus că n-are cum să spună ție tată. Măi, figurantă. Eu ce fac de ea mie motive că l-a lăsat. Eu fac, e bunul, e... Tu, am spus că m-am dus să-i dau o bomboană. A venit la copilului. De ce nu-l întreb pe tasă? Adică nu știe la ce... Încă nu e sigur. Nu e adevărat. Nu e adevărat, pe cum nu e adevărat. Nu e adevărat, pe dar ce... Andrada, de ce alergai după el? Ca să-i dau o bomboană. Hai să fim serioși. De ce nu mi-a dat o bomboană cu el? Da, tu lua Akebono. Pe dacă el mi-a zis că nu mi-a dat până acum nicio bomboană, mă las. Eu am atenționat. El m-a atenționat, m-a dus eu, na. Dar ia bine să faci și cu tine de câte ori vii aici în casă. Dar ne înțelegem foarte bine, n-are treaba asta. Da, sigur.
Tu nu vrei nici să-l lași pentru altă fată, e adevărat? Nu e adevărat. E adevărat, că n-am văzut doar eu chestia asta, a văzut și Alexandra și Adriana ieri. Da. De fiecare dată când vine aici, tu cauți. Dacă ieri era cu Bianca și te-ai dus și tu repede să te bagi în seamă. Unde m-am dus că e acolo, am stat? Asta zic, se vede! E frică să vrea să-i acordi și ei atenție. Că după aia dacă intră Bianca, ea pierde teren. Și a chemat să facă ceva gen... Hai, hai! Eu am rămas acolo, Bianca era acolo sus și a chemat să-mi tăpă la noi. Mă, da. Măcar recunoaște. Nu eram acolo toți trei? Mă recunoaște. Da, tu după aia ai început să-l alergi pe aici, să te faci... Unde mă să alerg? Că m-am dus să-i duc o bomboană. Cum n-ai alerg? Hai că ai scălbat cu mine la ora asta, că dacă mă mă duceam și cu el și îl salutam pe el și spuneam, lăsă-o cu tine. Capete. Ei, joc la două situații. Nu vrei să-l lași. Să vezi cum o să te uiți pe Bianca, dacă se cuplează cu Bianca, o să te uiți. Da. Vom vedea și vezi vedea. Da, mă lași. O să fii foarte geloasă. Nu e adevărat, eu chiar am urmărit. O să-i pară rău. O să zică, mamă, cum se comportă cu Bianca, o să-i pară rău. Nu înțeleg, frate, de ce tu mă ataci așa, dar în continuu mă ataci, în continuu. Păi David, frate, lasă-o de jara. Dacă nu ești la valiera. Trebuie să te ducem cu noi la sală ca să te tărim. Păi, băule, acum ai văzut, eu te ajut dacă știi să... Dacă știi să te faci... Tu le iei numai invers, în loc să le iei constructiv, tu le iei... Ia și vorbești, tu stai mă așa, că vorbesc eu acum. Bă! Vorbesc eu. Faci în urechea mea, nu place să vorbesc, frate, nu au nimic la boxa. Așa-i firea, stai și n-are cum să te schimbi nimic. Nu e așa. Cât ar încerca toată lumea să te... Băi, bă, fii mai înțeleg... Nu zice nimeni să strângi, să urli. Dar noi înțelegem tot. Când vezi că e cineva păsat, bă, frate, stai că vorbesc și gata. Eu vorbesc acum normal și uite ce taie mi s-a dat. Îți zic un pic tonalitatea vocii. Fii bărbat, nu fii... Lasă-mă că ăsta e din Brașov, băia din Brașov. Că, în primul rând ai început strâmb din cauza că te-ai lăsat abordat. Ai înțeles? Aia e nașpa. Nașpa, rău. Că ai început prost că te-ai lăsat abordat. Adică tu, ca bărbat, te-ai lăsat curtat de femeie. Deci ai început nașpa. Eu m-am lăsat puțin abordat. Hai, te-ai lăsat abordat odată, ai văzut că stai, mă, că mi-e rușine, că-s bărbat. Înțelegi? Aia e chestia. Ce s-a întâmplat? Nu, că nu-i place când îl fac femeie. David, faci omletă. Nu te faci nimeni, frate, femeia. Eu te întăresc, te ajut. Stai mai așa, că vorbești și eu. Stai, vorbești și mai tare, țipă, urlă. Adevărat, tu dacă vrei să țipi după un taxi pe stradă, tu nu țipi. Nu vreau să... La pat cum faci, David? N-am ce să... La pat. Ce? Cum faci? Vrei să-ți arăt? Hai. Dar la pe bune, la cum faci? La ce? La pat. La pat. Vrei să-ți arăt? Dar spune-mi la sincer, cum faci? Cum te lumina stinsă, plapuma. O să mă filmezi și o să-ți arăt. O să-ți dau video. Nu vreau, sincer. O să-ți dau. Îți trimit direct. Era să zic ceva acum. Dar m-am abținut. Ce? Adică era să zic ceva acum, dar m-am abținut. Nu știu cum să vă explic. Stai, aș fi stat cu Achebon în momentul ăsta și aș fi făcut o relație foarte frumoasă cu el. Ca să vadă publicul, să vadă toată lumea, să vedeți și voi, pentru că ne înțelegem eu și el. Dar după aia când mă duc în afară, nu mai există. Păi, asta era, asta am spus și asta eu. Asta îți frică de ce va fi afară când vei pleca. Nu mi-e frică, pentru că știu ce se întâmplă, adică știu ce este în afară. Andrada, te simți mai bine că ieri ți-a fost rău după ce... Ce-ai zis? Ce-ai zis? Azi te simți mai bine că am văzut că aseară ți era rău după limba care l-a luat-o în gură. Era rău pentru că mă durea capul, nu că am la limba în gură. Ce limbaj urât folosesc fetele astea. Dar de... ce arunci în mine? Taci! S-a ridicat! Spune să tac, că eu nu tac la comandă. Ia uite ce s-a enervat, ce ai de mento? Indiferența ta. Eu nu mai aleg și un băiat, o fată. Frate, tu nu ai ce să faci. Tu stai aici și... Deci tu vezi că puterea mea... Mă duc să văd posta iubită. No power, yeah. Țin să cred că insignia aia nu mai are putere în pieptul tău. Ha? Țin să cred că insignia aia nu mai are putere în pieptul tău. Pierdem timp. S-o epuizat, mă. Puterea asta pe familia comunistă. Ai filele. Cum mă enervez, mă enervez. Tu crezi că tu, când mă enervez, vin și zâmbesc la tine, sau? Eu te-am enervat, el nu te-a enervat, te-am enervat eu. Dacă el am avut o discuție destul de aprinsă. Și ai avut discuția asta și cu mine. Păi și ce?
Vă discuție asta și cu mine în dorguiel. Ok, am înțeles, gata, capăt. S-a lămurit și aici. S-a lămurit și aici. Și nu s-a lămurit? Păi și ce? Tu m-ai întrebat că de ce sunt nervos? Numai că sunt nervos. Sau eram nervos. Ok, pătulește-te, gata, calmează, s-au lămurit lucrurile. De ce o ții langa? Stop, n-ai, ai buton doar de on, de off, n-ai? Dar nu i-ai spus de ce ești așa de emisiune, de ce nu vii la mine, de ce nu... N-am știut. Și el, mi-a zis că nici nu-i place să apare pe sticlă, mi-a zis. Da? Da, nu-i place. Deci nu e ce genul de persoană care caută atenție. Ce-i făcut, Viță? Eu cred că el nu e făcut pentru emisiunea asta, dacă ne întâlneam afară era mult mai bine. Cine, nu știu de ce a venit aici. David. Păi tu ești... Nu e făcut pentru emisiunea asta, pentru că el nu e capabil. Nu e capabil să stea pe sticlă. El mi-a zis că nu-i place să stea pe sticlă. Păi stea pe sub sticlă atunci. Era mai bine dacă ne întâlneam afară, dar eu nu am probleme. Nu are atracția aia față de tine, Andrada. Față în față vorbiți? Când sunt ei față în față, că nu înțeleg. Și ce ne vedem. Știi când i-am văzut vorbind? Când suntem în gală tot timpul, după un scaun pe celălalt, atunci văd că ce lipesc. Și e mai bine acum? Da. Da? Dar ne înțelegem bine, noi n-avem treabă. Aici am treabă, înțelegeți bine. Și nu e ceva personal. Tot e personal. Nu e personal, că nu-i vezi tu. Am înțeles că nu e mai personal, bine ce vrei să faci cu tine, dar eu te ajut într-un stil în care... Am înțeles, dar intri și pe celălalt, pe Nico și pe celălalt. Pe Nicos. Ăla vorbește aiurea, adică vorbește așa, să se afle în treabă, știi? Să te imită. Ce? Să mă imită pe mine? Adică interacționează cum spui tu, știi? Cum îmi spui tu mie, mă taci așa și el repede după tine, știi? Și prefer să tac, să nu mai... să-i las să vorbească ei singur, știi? Nu mă ignor. Zici că ești Vișinescu. Cum? Vișinescu, zici că e. Ai probat ușa să vezi să lovește de tine? Milimetru. Dar trebuia să te iei și o pereche de ochelari. Nu mai cobor, că poate. Ia-o și pe asta, na. Și ține-o în palmă așa și mângâie. Dacă o să vină. Ia uite-te și ce face ăsta. Ce facem ăsta acolo? Face acatiste. Eu cred că e el. Acatiste în fața ușii? Cred că așteaptă să se ducă fetele în partea aia. Dar ce mângâie acolo? Un cap de mort. Un cap mort? Nu, da, când văd ceva în față... Uite-l, mă, pe iubită, uite-l, că mănâncă. Al meu, stai. N-avea treabă. Da, da. Uite, mă, acum era momentul, mă, să mergem să legăm. Da, da, chiar mă. Da, perfect. Eu nu vin acum, eu stau cu iubii, nu mă luați. Ah, Alexandra și Adriana. Facem mai târziu dacă vrei. Ce? Nu, aia o facem mai târziu, nu acum. O facem mai târziu. Da. Ei, alo. Alo, ce faceți mai târziu? Ce, nimic. Da, Mona. Dacă ne murdăriți. Mona. Da. Nu spune nimic, ce ai? Dacă ne murdăriți, nu. Dacă nu vă dați vărea aia în cap. Nu murdărim, plus că este primul episod. Este prima oară când ne trimite pe amândouă. A? Prima oară când ne trimite pe amândouă. Nu ți-a fost dor de mine. Mă jur că nu ți-a fost dor de mine. A, bă, ne dai și nouă cheia. Singur porumbei, mă duc. Dă-ne și nouă cheia. O să merit. Da. Tu crezi că pe mine când mă enervezi, tu crezi că pe mine mă enervezi? Bună. Gata. Eu nu înțeleg cum tu cuvii și spui. Poți să mă așa simt pe mine gulițele în care eu n-am făcut absolut nimic. Eu i-am fost atacat și direct v-am răspuns. Nu tu pe mine. Nu să mă enervezi, nu să te enervezi eu pe tine, să mă enervezi tu pe mine. Eu te-am enervat pe tine cu ce? Pentru că am răspuns la provocare în gulițele în care de 4-5 zile tac din gură? Băi, dar ție îți se pare normal pe unul de a se răbucnesc? Ți-am zis, răspunde. Am avut discuția asta și am înțeles. Subiect, da, nu ataca, pentru că dacă ataci, cine am atacat? De cine am atacat? Păi, îți faci cert. Și ce am atacat? Eu nu am avut o discuție cu el și nu-mi convine să te astejuri în emisiune. Eu nu fac cert pe aici, că eu nu stau să mă duc să... Eu nu l-am atacat. Taci. El a început, eu n-am început cu nimic. Eu cred că ție îți place mai mult de Achebonu decât de David și joci la două capete, adică nu știi pe nu care... Nu e adevărat! Deci tu minți, Andrada, aici. Cu ce minți Achebonu? Cu ce? Că cred eu că minți, părerea mea. Mădălina! Da? Ce-a fost aia? De ale mele! Care aia? Alexandra, nu crezi că tras de ureche de fapt ar trebui să fie Nicolas, nu ea? Da, am timp să-l trag și pe el de ureche, nu este ok. Din păcate sau din fericire pentru toată lumea, nu cred că suntem compatibili. Relația dintre mine și Alexandra a fost doar un platou, din păcate. În afară n-am simțit-o absolut deloc. Când vii și îmi spui lucrurile astea în față, mă iei de prost. Lasă-mă de să prost. Vorbești și să termin. Nu,
Da, tu chiar ai tu pe o fantazie, tu chiar nu te simți vinovată cu nimic? Nu. Nicos, i-am deschis puțin ochii, pentru că Alexandra, după cum știu, mai vorbește și cu Cătălin. O să mă întorc, dacă o să am ocazia și o să mă mentunesc oamenii din stat, pentru că eu îi respect pe fata și voi respecta. Eu dacă zic acum că vreau să ajung acolo, o să ajung acolo, dar trebuie să-mi ating un scop. Dacă eu zâmbeam, tu mi-ai arătat inimioare, cum facem? Te-ai simțit jignită? Da, normal. Îmi seama că am avut dreptate când am zis că te-ai făcut cât malul. Băi, tu încă continui. Dacă te-ai simțit jignită, chiar încerc. Mi-e scârbă de tine. Ia uite-ți apărarea, Bianca Achebon. Eu aș face la fel pentru el. Da. Achebon, uita ta urs. Dacă se înfiripă o idilă. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.